Salutare! Fuck, bă, ce mă nevoie să trebuie să scot butonul ăla. Salutare, eu sunt Uisa, să jucăm CSGO. CSGO. Așa, mai pe scurt, vreau să vă... să-mi cer scuze că n-am mai filmat de foarte mult. Deci, foarte mult timp, adică vreo 3 săptămâni. Școala asta mă oară uneori, dar m-am gândit la un program, adică sâmbăta și duminica voi filma. Sâmbăta 2 episoade, la fel și duminica încă 2 episoade. Cred că doar ajunge tot. Păi am monitor nou. Și până vezi că trebuie să mă obișnuiesc cu el. Am monitor 2K. Și mai trebuie. N-avem. Pe 1366 ceva. Dar sunt scris să sunt sfidate la mouse. A, și mouse nou. Ok. Hai pe ei. Mort. A, nu pot, dar pot pe aici. O, e unul aici. A, l-a luat, ok. Rău, VP. Mersi. Ui! Ok. Bă, nu cred că e foarte tare jocul ăsta. Dat. Stau așa, camp. Un oraș așa. Ce mă? Cum n-am luat? Mort? Gata. Bă, dă-te mă, cât s-am dat? Cât tot, 59 i-am luat. Ok, iar nu mi-a pus seama. Unde mi-e telefonul? Dă-mi coaci. Coi, ia mă. Frate, uite într-una să-mi pun timerul. Ia mă. Clock. Timer. Nu. Am să știu că am filmat până acum vreo 5 minute, 4... Ce dracu? Gen, când o să fac aici vreo 10 minute, 11 minute, o să-i dau drum. Ok, bom, no, 3, F3, sunt obișnuit cu ce sunt 6, ok? Am jucat foarte mult în 6. Și mă gândesc, la ceva, o serie așa de troleală. Dacă vă place, aia e, dacă nu vă place, tot aia e. Și fac și un episod de Roblox de test, să văd dacă vă place, adică știu că Roblox ar dura de foarte mulți. Dacă te mi-am test... Mamă, e unul aici. Mama, ce prost am tras, frate! Păi, oh, i-am dat 90. Bă, trag prost, rău, ce să faci? Mă enervează, am și monitor nou, am și mouse nou. Mă enervează. Ok. Ok. Continuăm. Cred că acum realizez, cred că filmarea se mișcă în ceva lăguț. Dar nu foarte mare, o să rezolv din următoarele episoade. Mâine va apărea Roblox, testul de test. Test de test, ce prost sunt. Episod de test, sper că nu vine acum notificare sau să auziți pe fundal 2 on the way. În fine, revenind. Da, episodul de test de Roblox o să vină mâine. Astăzi o să vină tot ceva mai special, așa, mort. Da. Bravo vouă! Ok. Ceva e ciudat. Limita e de 30 FPS-uri. Fuck my life. Tu-ți bandicam-ul tău. Am băgat limita de 30 FPS-uri, cred, din greșeală. Fuck. Sau? Aba nu. Oricum.
Mi-a schimbat și niște setări la Pentium. Dar nu, oh, ăla-i mort. Și nu prea-s bune, gen. Trebuie să mai pun eu. Ok. Aici e niște foc, haide-te. Oh, come on. Fine. Bă, prost, drag, frate, ea n-a... Tu-ți... Prost, ală, dracu, drag. Să mor eu. Da, cred că e limitarea de reflexuri. Fuck. Asta cred că să moară. Mi-am ce vă duce pe aici. A, uite aici apa. Apa e the best. Fuck. Bă, ce greu se desface căcatul ăsta. Păi, nu pot să desfac. Gata. Oh, no. Ok. Perfect. Dacă mai vreți episodul cu ce să gândi, nu uitați să dați like și mai jucăm. Ok, apă minerală, the best. No. Deja după timerul meu e 4 minute, suca. Iată. Ok. Revenind, vreau să vă spun că... Nu te cred! De ce nu îmi pun și eu, bă? Nu m-am gândit să-mi pun și eu, community profile. Să chiar de puiul prea mare, adică ți-ai spus de atea. Oh, boss! Cătos. Doamne, un arim cu Ganda Gnacăr. De ce nu m-am gândit? Să-mi pun și o poză cu Ganda Gnacăr. Da, da. Că na! E un meme popular, ce să zic. Do you know the way? Adică am notificare cu Ganda Gnacăr, dar... În fine. Am băgat un smoke acolo. I-au băgat un flash. Oh, uite pe ăsta. De flash water sau ceva genul. Bă, uite pe mine, așa. Dă-mi-a caur. Tu-s, gâtul. Că nu mor tu așa de ușor, a? Fie să vezi ce te omor eu. Mort? Care-o? O să mă ia. Uf, ce frumos am luat. Nu se pot. Mă, aici. Vezi că mouse-ul nou și e pe aici mai monitorul ăsta, pe și cu 1366. Adică să fim serioși. Nu-și vezi. Okay. Nimeni pe aici. Nice. Ui! Ui, mă, și dacă n-am ajuns ce se va. Ia dă-mi asta. Da, decimator. Eu ziceam ceva cu apa, nu? Peste unii care joacă CSGO și cumpără skin-uri la greu. Adică poate să bagi și în site-uri, da, da. Cum fac eu, adică strâng bani pe oată, fac skins. De la daily free-ul ăla. Și strâng așa într-una. Și dau la upgrades, mamă ce m-a luat ăla. Și dau la upgrades și mi-au skin easy busy. În vreo 4 zile fac un skin de 5 euro să zicem. De 1 euro. Tampic, nu. Dacă vin 20 cenți, nu, sau 2 cenți, daily free-ul, gen, unul de 10 cenți, gen, pe 5 zile, 5-20, da. Și dacă vrei tu să-ți mare, să ai preț mai mare, ce știu, și te ridici acolo și bagi
Și eu fac uneori asta. Adică încerc să mă sacrific, să bag așa și după aia mi-au skin-ul și vom păstin și mi-au ce ceva chestii Rocket League, dar eu nu. Poate am noroc și un pic, că știți. Foto. What the fuck? Bă, eu am... Nu, no, stă bine microfonul, ok. Ta-na-na, hai că 7, să zicem, filmez vreo 10 minute. Hai mă, ce faci asta? Hai mă, ce faci mă, echipa mea? Oh, nice. Eu am o jucărie aceea și mă joc într-un an cu ea, nu știu ce. Adică, e un porc de la Angry Birds. Îmi place să-l desfac și să-l fac înapoi. Am finit. Ok. Setările nu-s bine făcute la programul meu de filmare. Fuck! Cred că le-am pus la cel mai decent programator ever. Dar nu contește. Cât timp am setările astea, dar ce se găie bine. Nici cu ok. Nu zic nu. Adică eu pot să joc și cu un mic lag. Cu lăguțul ăsta așa mic. Mort. Ma ce faci mă? Tec de pom, da mă știu. Iotel. A, mă, bine mă, că știu. Îmi dă tutorial, mă. Uu! Nu vă se împăra. M-am auzat așa. E că, pur și simplu, am avut lag la faza aia. O să postez episodul așa, ce să-i fac. Terraria trebuie să mă postez. A, trebuie să vreau să fie mai rar, dar... Na. E mai greu să filmez în episodul de Terraria. 6-6-6. Adică terminăm meciul ăsta și încheiem episodul cel mai probabil. Hai mă, că spă locul 4 cu lag, e bine. E good. Smoke. Pium. Bă, aș vrea să filmez niște smite. Cred că mâine peste smite. Ce zici că e om, rar, să mori. Ok. Asta e ultima rundă. Mă duc așa cu... pe 90-ul. Facem așa în fiecare episod. Mergem în ultimul... Asta, în ultima rândă din meci, merge așa cu pianetul și tăria în caturbații. Hai. Lol. De când nu se duce smoke-ul ăsta? Ce prost este. Da, eram sigur că o să vină notificarea. De aia ce dracu e. Era și timp să vină o notificare de la telefon. La un joc acolo. GG. Deci cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe și coment. Știu că episoadele ce se găsă mai scurte, dar sunt casual, așa că ne vedem data viitoare cu un alt episod de CSGO. Pa, pa!